Cetate. AJF 2 îl premiază pe domnul Ion Velea pentru întreaga activitate în slujba fotbalului. Așadar, domnul Ion Velea reprezintă pentru Suflarea Albastră o legendă vie cu aproximativ 60 de ani în slujba fotbalului și în special acelui craiovean, campion al României cu prima mare echipă, echipa Universității, celebra campioană a unei mari iubiri în 1974. Îi rog multă sănătate! Voi aveți? Învățați pe noi. Voi aveți mingea? Gata. 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 Bună ziua, oameni buni, bună ziua, bună dimineața. Da, oameni buni, FCU Craiova întâlnește Viitorul Cârcea. N-am apucat să pun acolo, dar se știe că de la ora 11 FCU Craiova are meci. Este prima revizită de FCU Craiova, da, Viitorul Cârcea. Încercăm să ne montăm pentru că singur este cam greu, dar asta este situația. Raicea peste poartă. Joacă. Da. Preda în poartă, Dănănaie, Dina, Luică. Atenție, Gică! Te salut!
Haideți cu share acolo, fraților. Haideți cu share să vadă toată lumea meciul, ultimul meci al FCU Craiova. Urcă Claudiu. Urcă Gheorghe. Da, din păcate Claudiu Bolan ratează șansa de, de a da o pasă, ultima pasă. Firan, da, echipa din Cârcea. Stadionul Aripile este... Bravo, 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 Bogdan! Bogdan Relu caută și tu pe Google, sincer să fiu. Este un meci acum și vreau să-l comentez cum se poate mai bine, așa că... Celelalte comentarii nu și-au rostul. Ovidiu Nănaie urcă cu mingea, dar apărarea celor de la Cârcea funcționează. O mie, o mie și ceva, cam așa. Haideți să cântăm, haideți să ne simțim bine. Da, Cârcea la balon. Firan greșește, dar Uță, Claudiu Bălan, Raicea, Raicea pe partea dreaptă este Ovidiu Nănaie. Dar apărarea celor din Cârcea funcționează. Da, Dina, Dina la balon, avansează cu mingea. Ovidiu Nănaie pe partea dreaptă, da, Firan. Apărarea asta destul de sus a celor de la Cârcea. Cârstea, Cârstea, lansare pentru Ovidiu Nănaie, care urcă foarte bine pe partea dreaptă, centrează, dar apărarea funcționează, cel de la Cârstea, are și o centrare, cam slabă. Haide unul pe prima bară, bă! Bravo, Claudiu! Atenție, Gicane! Cârstea, Cristian Careu, caută un coechipier, dar este faultat deja. Se lasă, continuă jocul. Un atac pozițional al echipei din... Cârstea, Cârstea, Cârstea continuă și de afară. Bravo, Cosmin! Bravo, bravo! Bravo, Cosmin, tot așa, bravo! Ma nu, 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 stai niște. Ovidiu Nănaie. Cautăm cu echipier. 1-2. Uță. Firanda, Dina la balon. Claudiu Bălan avansează, dar... Mulțumesc, mulțumesc mult, Florin, mulțumesc mult. Când putem să facem ceva de calitate, o facem cu mare plăcere și mare drag. Predna Andrei este în poartă.
baricați-vă, sunați la 112, vine Sudul peste voi. Un banner foarte, foarte frumos. Asta este, ce să facem, Sudul e Sud și Sudul rămâne. Peluza Sud, cea mai frumoasă galerie. Da. David Nănaie pe partea dreaptă. Intră în centru, lansare, dar se ridică Fanionul cam târziu, din păcate. Da. Și mingea revine în joc. Cârcea presat un pic de băieții antrenați de Nicolae Napoli și Ovidiu Turcu. Da, greșesc acolo Uță. Uță către Preda Andrei, portarul nostru. Da, 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 Răzvi. Degajare acum, da. Intercepție acum și un contraatac al echipei din Cârcea. Te salut, Cristian, te salut! Oh, două secunde să pot să-mi iau și o baterie externă. Oh. Te salut! Suporterii de peste tot, cum am scris pe jurnal de Craiova.ro, suporterii de peste tot au venit la acest ultim match. Claudiu Bălan în careu, Raicea o fentă și este faultat. Din punctul meu de vedere a fost fault. Da, pressing al echipei din Craiova. Ovidiu Dănănaie intră în careu și... Oh, ce ocazie ratată! Salutări, salutări! David Dănănaie se pare că e secretul al acestei partide, aș putea spune. Urcările lui, creează pe partea dreaptă un adevărat pericol. Da, ocazii mari, ocazii mari. Ovidiu Dănănaie urcă și urcă foarte bine. Vine din linia a doua și o face foarte bine. Se înțelege extraordinar cu Raicea, pot să spun. Acum pe partea stângă, apărarea cât din cât cea respinge, pleacă pe un atac. Da, un pressing acum făcut de Cârstea, dar apărarea din Cârcea se descurcă bine. O lansare acum pe partea dreaptă. O centrare acum, dar respinge același Ovidiu Dănănaie. Cârstea, Claudiu Bălan, Raicea protejează. Ovidiu Dănănaie este peste tot. Am putea spune că este chiar peste tot. Uță, Firan, acum... Acum repune mingea. Uță la balon, Firan 1-2. Avansează Raicea către Dănănaie. Claudiu Bălan, Firan. Un foul destul de clar și lovitură liberă pentru FCU Craiova. Thank you.
Arbitrul numără pașii necesari pentru ca zidul să fie format. Cârstea probabil va executa această lovitură liberă pentru FC-ul Craiova. Undeva în minutul 12-13 al partidei, peste poartă, din păcate. Da, și Ardealul a venit, da, și Ardealul și tot, peste tot, toți suporterii au venit. Dina, da. Raicea, Claudiu Bolan, nu s-a ridicat Fanionul, Cârstea. Dar respinge apărarea din Cârcea. Ovidiu Nănaie aruncă. Și Timișoara este alături de FC-ul Craiova. Da, Uță acum la balon. Cârstea continuă pe partea stângă. Uță, da, Dina. Dănănaie avansează pe partea dreaptă, dar da, și primește. O lansare acum pentru Claudiu Bolan, primește și este la marginea careului. Uță din nou, un pressing avansat. O centrare ratată, din păcate. 0-0 este în acest moment. Cârstea caută un coechipier, Ovidiu Nănaie acum. Raicea caută o soluție și o găsește. Raicea din nou. Și primul șut mai pe poartă, pe spațiu porții, este al lui Claudiu Bolan. Cosmin, hai Cosmin și tu puțin. Ovidiu Nănaie, dar ratează. Aha, frumos, dar din păcate neeficient. Da, un comentariu care nu mai are drept de apel. Da, Claudiu Bolan primește, da. Sigur că da, Florin, așa este. Urmează o vacanță, este ultimul meci din 2017 al FC-ului Craiova. Lovitură de colț. Fault în atac, poate din Cârcea faultează acolo. Dina.
foarte greu, gazonul sintetic, pe această vreme, e imposibil de jucat, sincer. E foarte greu, e foarte greu ăsta, sintetic. Da? Da, mulțumesc, Florin, mulțumesc! Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine și de Jurnal de Craiova. Ce putem să spunem noi decât că a fost o plăcere mare să cunosc anumiți oameni. Pare că ploaia a încetat. Dumnezeu e cu noi. Deschide, deschide! Rugămintea mea este să dați un share acolo în lista voastră de Facebook, pe YouTube, pe unde sunteți, să dați un share. Este ultimul meci al FCU Craiova din acest an. Bară! Faza a doua, Anea! La Cornele, faza a doua! Se activă! Da, da, am ușurat! Trebuie să apucați cumva! Hai, după să facem urmă! Ce? Să ies afară, pe lumea de acolo! Stau în spatele, nu știu dreapul, nu pot să faci acolo! Băi, acolo, băi, acolo, în teren! Și dreapul, sunt 200 de aici! Da, vă-mi iau! Da, recuperăm un contraatac acum. Raicea! Cu siguranță. O să avem și o analiză, oameni buni, a acestui tur, să zicem, de campionat, alături de președintele nostru, președinte FCU Craiova, domnul Marcel Iancu. Zero-zero este scorul, minutul 20. Un șut acum. Îl așteptăm pe domnul Marcel Iancu la redacție. A zis că se termină acest tur de campionat. Respinge Preda Andrei, respinge și fault în atac. Da, Cârstea șutează, dar într-un jucător de la Cârcea. Așa! Asta ești tu! Un fault acum. Foggi! Stai aici, stai să respirăm!
vorbește cu el, da? O lovitură liberă. 0-0 este scorul. Și corner. 0-0 este scorul, minutul 22-23. Zero pentru Cârcea. Nu pot să dau. Da, deci minutul 23-24, Cârcea deschide scorul. Da, din minutul 24, Cârcea conduce cu 1-0. Da, Cârcea conduce pe FC-ul Craiova cu 1-0. Centrare acum, cam tare, da. Da, scorul este 1-0 pentru cei din Cârcea. Da, Ovid Zananaie pe partea dreaptă. Raicea.
FCU Craiova, Viitorul Crâlcea 0-1. Ovidiu Nănae. Cârstea. Salutare, salutare Ionuț. Da, Dina, lansare pentru Raicea, dar prea tare, din păcate. Da, da, da. Da, Ionuț, este 0-1. Raicea, Raicea avansează, dar nu reușește ultima pasă. Un pressing acum făcut de Raicea. Dina, Dina prezent acolo. Uță, da. Iran, hey! Cartonaș galben, da. Este 0-1 în minutul 30. Lovitură liberă, Ovidiu Nănae, dar slab. Gol, gol, gol! Egalitate, Alex Raicea. Alex Raicea a stabilit egalitatea. 1-1, egalitate. Raicea. Deci în minutul, minutul 30, 32, da. Haideți cu share acolo, oameni buni, egalitate, minutul 32, Alex Raicea restabilește egalitatea. Cârstea singur, 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 dar revine. Hai la joc!
Fault, un fault clar acolo, tirul liber pentru FCU Craiova. Execută Dina rapid către Vidu Dănănaie. Avansează cu mingea la picior, caută un coechipier, se întoarce, da, întoarce către Dina. Da, pe partea stângă o centrare acum. Mulțumesc, francezule, da? Doar atât poți. O lovitură de colț acum pentru FC Craiova. Firan execută, aglomerație în careu. Și centrează Claudiu Bălan, dar nu este. Cârstea pregătește concentrare, da, dar niciun coechipier nu reușește să ajungă la minge. 1-1 este scorul în minutul 35. Alex Vrașa a stabilit egalitatea. Fault foarte dur, se lasă legea avantajului, dar din păcate a căzut la pământ. Arbitru oprește pentru că cei din Cârcea nu au vrut să dea mingea afară. Intervine echipa medicală. Se oprește jocul, din păcate, ce am înțeles. Nu este scorul. Da, vom discuta, Florin, aceste lucruri, vă anunțăm în timp util. Avem promisiuni de la domnul Marcelancu că va veni la redacția Jurnal de Craiova după terminarea programului competițional. Cârstea înapoi. Dina avansează, șutează, dar mult pe lângă.
Haideți, rugămintea mea este să dați share acolo pe unde sunteți voi. Peste tot să dăm share în grupurile echipei, peste tot. Scorul este 1-1, minutul 39. Ovidiu Dananaia este peste tot, efectiv, peste tot. Foarte bun jocul făcut de Ovidiu Dananaia, pot să spun. Te salut, Florine, da? Alex Raicea! Centrează! Dar, din păcate, înapoi Firan, caută un coechipier. Claudiu Bălan, Fenta acum. Cârcea cu toată echipa aproape în careu, în propriu careu. Ovidiu Dananaie, Raicea, dar respinge. FCU Craiova cu Viitorul Cârcea, 1-1. Am intrat în ultimele 5 minute plus eventualele prelungiri. Cornet executat scurt de către Cârstea, Raicea, iarăși Cârstea, caută un coechipier, Ovidiu Dananaie presat aici. O lovitură liberă care o execută Adrian Cârstea, aglomerație în careul celor de la Cârcea, urmează o centrare. Dar, din păcate, apărarea din Cârcea respinge. Cârstea și un șut destul de slab. Accidentarea celor din Cârcea. Da, se pare că cel de la Cârcea are întindere. Se cere o schimbare. Scorul este 1-1, Alex Raicea a restabilit egalitatea în minutul 32, o accidentare gravă la cel de la Cârcea, probabil o întindere.
Nu, 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 5.000 nu, în niciun caz. 1.000, 1.400, 1.500. Da, se pare că jucătorul celor de la Cârcea merge direct către vestiar. Intră. Gata, a intrat. Numărul 22. Peluza Sud. Mulțumesc, Florin, mulțumesc, Peluza Sud, la înălțime. Din păcate, eu nu pot să vă dau zoom pentru că sunt cu ambele telefoane și ambele rețele și nu pot să fac chestia asta. Și nici nu e calitate. O lansare acum pe partea stângă. Da, cu acea directare și din păcate nu... Un șut. Unul ratează și el unul. Bă, că nu-l după. Nicolo. Încă o dată, sus. Ai fost pus să rimăne a Cornele în el. Ce-i, nu? Ne, al vostru sărin el. Nu cu intenție. Nu, nu, exact. E 500 de persoane, am zis. Florin, discutăm aceste lucruri după acest meci în pauză, pentru că e foarte mult timp până la începerea campionatului și sunt discuții pe care Jurnalul de Craiova sper în exclusivitate să vă aducă. Tot ce contează este să rămâneți alături de noi. Vor fi discuții, Florin, spun eu că vom încerca să discutăm cumva aceste probleme. Unul la unul este scorul. Luci, nu, mulțumesc. Am cu ce să filmez. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să fiu alături de voi aproape toate meciurile. Asta contează cel mai mult. Restul, îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă pot să fiu alături de această echipă. Deci, Florin, vom discuta despre acest aspect, să știi, nu am uitat de el și nu pot să uit niciodată ce s-a discuția noastră. O ratare, dar haideți să lăsăm discuția după acest meci. Momentan este pauză, 1-1. Alex Reacea, minutul 32 pentru FC Craiova, va reveni cu repriza a doua. Claule, invitați-l voi, eu nu fac asta. Revenim cu repriza a doua și pe YouTube, da?